Bine ai revenit. Bine ai revenit. Foarte des. Te simți bine. Mă simt bine, mai bine. Pleci tu supărat în 99% dintre cazuri. Nu, acum n-am mai fost ultimele 4 dăți. Ultimele 4 dăți n-ai mai fost supărat. La 1272 puteți trimite mesaje și pentru Andreea. Poate aveți și propuneri, sugestii de nume pentru fetiță. Nu uita să adăugați data nașterii pentru a câștiga Samsung-ul. Nu-i cam târziu să n-ai încă un nume stabilit? Da, așa i-am zis și eu soțului. Da. Și el nu, că avem timp, avem când avem timp. Am făcut și un vlog și pe vlog se vede cum ne ciondănim. Păi, până la urmă, care e graba? E bine, e bine să vorbești. E bine să-i spui pe nume încă de când e în burtică, exact. Să te audă, să se așa obi... zic și eu. Să se obișnuiască. Dar de ce? Mia, Ava, Eva și el nu, îl vrea altceva, nu știu. Deci tu vrei Ema, Mia, Ava. Ava, Eva. Crina. Crina. Crina e frumos. Da. Clara. Clara. Da. Da. Și el ce vrea? Mariuca. Nu știu, vine cu niște ori cred că wow. Mai ala mișto. Eu cred că Pui inversez. Pui rucă. Cred. Rotație ca să fie. Nu cred, mă, rotație să fie, să fie frățește. Mi se pare foarte drăguț. Bă, nu cred că ai voie să nu inversezi, jur. De ce? Vreau să fie același nume de familie, la tot dacă ești familie. Dar e nume de familie. Noi toți avem același nume de familie. Că eu am Bălan, el are Burcea, el are Bălan Burcea și fetița următoare o să aibă Burcea Bălan. A, deci se poate. Oricum toți suntem diferiți și avem nume diferite, adică nu contează. Cum ești? Până să-ți propunem noi, avem un joc în seara. Sunt în 25 de săptămâni. Jur că nu se vede că ești. Mă simt mai ușoară ca la prima sarcină, mai în formă, cred că totul vine de la creier. Și pot să încă să fac sincroane, să dansez. Mai dansez luna asta, mai cânt până la sfârșitul lunii decembrie, inclusiv de Revelion. De Revelion sunt pe Valea Prahovei. Chiar pe 6 decembrie cânt la Târgul de Crăciun din București și mai am câteva evenimente. Și apoi în ianuarie, februarie mă opresc și nas la începutul lunii martie. Cât ai îngrășat? 5 kg și cred că o să mai iau 5 pentru că intru în trimestru 3 și o să mai iau. Și la prima sarcină? 11. Deci dacă ajung la 11, e ok, dar nu mai mult, că după aceea e mai greu să dai jos. Cred că o să fii sub. Cred că o să fii sub prima sarcină. Nu, cred, pentru că la a doua sarcină întotdeauna burtica e mai mare, cu uterul este obișnuit, știe ce urmează și se mărește mai repede. Da, dar practic mai ai 2 luni, da. Încă 2 luni jumate, da. 2 luni jumate. Da, dar poți să mănânci în tipul ăsta, în 2 luni, da. Jumate. Păi nu cred că ce, tu te înfometezi? Nu, 3 luni mai sunt. 3 luni? 3 luni, decembrie, ianuarie, februarie. Da, corect. A, că la el, da, mă, să mă soară. Nu știu că pe noi tot timpul ne încurcă, da, asta, da, că e cu săptămânile, nu e cu lunile, da, da, da. Noi aici am auzit luna a 7-a, înseamnă că mai sunt 2 luni și gata. Trebuie să iasă. Altfel ai mai văzut? Dar voi dați acum un vlog vechi de vreo 3 luni, dați din ultimul vlog în care mă cer cu soțul. Ultimul, că a apărut acum pe canalul meu de YouTube, nu uitați, zi Dorian, nu uitați să... căutăm, dar nu da, se aude. Subscribe, să aprindeți clotopelul, pentru Andreea, care postează destul de des, bravo. Așa, 170.000 de subscriber și în creștere. Nice. Tu te apropii de 1 milion al naibii. Acum fac, da. Da. Păi, da, bine, mă. Da, dar știi, da, și când faci început. Zilnic, eu nu reușesc să fac zilnic. Acum o să încep din nou în decembrie și o să fac zilnic, da. Da, e foarte greu. Nina a fost ocupat cu sarcini, cu adaptat. E greu zilnic, eu fac o dată sau de 2 ori pe săptămână. Oricum, știi ce, am să te felicită pentru că observ că îți faci părul foarte frumos în ultimul timp. Îl schimb, foarte mai mișto. Scurt, mai lung, dar mulțumesc frumos. A, pe data trecută nu era perucă? Noi, stai puțin, noi care n-avem... Da, mă, nu. M-a mai întrebat cineva într-o emisiune și nu m-a mai dus în emisiunea aia. Nu, păi de ce? Nu m-a mai dus. Dar tu ai mai avut peruci aici, de ce te... Da, dar nu îmi place să vorbesc despre asta. Dar nici nu vorbim, îți faci părul foarte frumos. Așa sunt și eu. Nu e ca și când n-ai avea păr și ești nevoită să păr... Și îmi cumpăr tot timpul păr, este superb. Da? Da, da, da. E al meu, dacă dau banii pe ele, e al meu, adică... Da, corect. Normal, nu? Acesta e ultimul vlog? E și peruca, da, mi-a căzut. Nu e... Nu? Au, nu, nici... Uite, ba da, asta e ultimul vlog. Ultimul, da, vlog în care... cu soțul am gâlceavă și... Aici... Aude-l pe Georgică. Hai să facem testul. Zi ce test avem. Lasă cu testul. Zi-mi dacă ai mai fost la control. La... Astăzi am fost la control. Da. Și? Cum se astăzi am fost și este foarte bine. Este pe orizontală. S-a uitat la voi sau dorme? Nu, se mișcă. Și se mișcă cel mai mult noaptea. Noaptea și dă din piciorușe. Piciorușele sunt aici. Și îmi place că se mișcă. Da. Și da. Ela a început să danseze. Cred că face prize. Pentru că dacă ar avea cu cine să facă prize. Pe acolo, cu comilicul. Ușor începe să nu mai aibă loc, presupun. Și uite, fiind a doua sarcină, povestea doamna doctor astăzi, care mai mult loc acum în burtică.
el a fost mai înghesuită și se vedea că avea mai puțin lichid. Acum are loc să se bălăcească. Adică uterul se mărește după prima sarcină, nu știam chestia. Da, e mai larg, e mai... E normal, e normal, de altfel. Da. Cred că, na, rămâne într-un fel, nu revine chiar la... Nu revine chiar la forma inițială, inițiale. Da. Dar ai început să simți loviturile, nu? Da, tot timpul le simți și mai ales noaptea, da. Dă tare? Da, și cel mai greu e noaptea, când te întorci de pe parte pe alta... Îți ia mult timp. Atunci, hai să seama. Mă întorc. Pune-te și în locul ei. Să întoarce casa după o parte. Adică, stătea și ea sprijinită de un perete și plângi că o dai cu capul de peretele în altul. Cred că e o senzație. Bine că nu ne aducem aminte de ce se întâmplă în burticile mamelor, dar e o senzație destul de ciudată și atunci o apucă și pe ea dansul. Deci ar fi totul ok și fără nicio spaimă acum. Da, noi am avut-o și pe meme invitată, care tot zicea că o să n-ai, așa născut cu 3 săptămâni mai devreme. Oh, da. Aici nu e nicio problemă. Data trecută a fost nasol la prima sarcină, am avut sarcină joasă. Am și avut foarte multe concerte, fiind primăvară și vară, și nu m-am oprit. Și am avut sarcină joasă. În cauza gravitației a coborât. Da, a coborât și apoi a trebuit să mă opresc cam pe luna a 6. Uite, mă gândeam acum, tu o simți în timpul concertului? Nu. De exemplu, dacă încep să dansez acum, nu pentru că intru pe sistem automat, încep să fac sincron și... Mă gândeam la moment acum? Nu! Ferească nu, Dumnezeu, nu-ți imagina că acum Petrișor săracul mă mai poate lua, nu mai poate să mă ia, să mă... Păi nu e bine, că trebuie să te strângă puternic. Dar uite, chiar astăzi o să facem o priză simplă unde mă pune pe umăr. Adică o chestie foarte simplă, dar nu pot să mai stau cu capul în jos. Dar le face cu Elena Marin, de exemplu, cu fetele mele, știi? Auzi curiozitate la bord. Ce? Dice, dar ia să zgâlție în burtă, să zgâlție săracă, nu? Dansează și ea, normal, dansează logic. Asta ți-am zis, gândește-te că ți-a cineva dormitorul. Dacă te întorci de o parte pe alta, ți-a cineva dormitorul și îl bagă într-o... Într-un fel, cred că e cam bilele alea mari, gonflabile, știi, în care te bagi și mergi cu... De-aia te întrebam dacă simți în momentul ăla, că mă gândesc că și ea simte agitația ta. Nu, în momentul ăla se contractă urtica și devine tare. Să ține cu pereții, mami, mami! Mami, nu mă mai dă. Da, se strânge. Fii atent ce îți propunem noi, dacă ești de acord. Avem o listă de nume. O să-ți dăm o pereche de căști în care o să auzi muzică, nu o să ne auzi pe noi vorbind. Noi îți propunem și dacă reușești să ghicești prin cititul buzelor, poate reușești să te oprești la vreunul dintre numele pe care le ghicești. Hai să vedem. Wow, ce tare, ia! Hai să vedem dacă reușim să stabilim, dacă am reușit să stabilim și sexul. Deci ce aud aici? Tu acolo nu trebuie să ne auzi pe noi. Da, vă aud pe voi. Ne auzi pe noi? Aud pe voi. Că e perfecționist, o să le ghicească pe toate. Uite, ia ține-i tu, nu. Pe nu mă auzi pe mine? Da, te aud pe tine. Muzică. O să-i pună muzică acum, stai așa. Ține-i tu la Valera, să nu dea încet, ca să știi. Dă-i tu la maxim bord. Vezi că te aud. Stai că-ți băgăm muzică. E muzică tare acum. Zii tu cât să dau. Lasă așa. Păi să nu mă audă pe mine. Păi nu cât să... Gata, așa. Bă, e muzica pe care ascult și eu. M-auzi pe mine ce zic acum? Ia. M-auzi? Ăsta-i părul tău sau... Ăsta-i părul tău sau e perucă? Al meu e! A, deci m-auzi, nu e bine, dă-i mai tare! Ce tare a fost! Cu mâna la gură te auzi. Microfoanele voastre sunt în căști, trebuie scoase din căști. Băi, nebunilor, păi ce facem dacă nu făceam testul? Scoateți microfoanele noastre, dând la valiera ei. Lăsați doar muzica. Ce tare a fost asta, mă. Păi eu nu-s golan și eu. Ia zi, părătos. Al meu e că am dat bani pe el, ce aveți? Hai. Ia vezi dacă acum, ia. Dai bani pe ceva al tău. Trebuie să spuneți când ați scos vocile. Haide, mă, ce dracu, mă, ne-am încurcat în două bucate. Acum nu mai aud, hai, zi. Nu mai aud? Sigur nu mai aud. Și dacă o joacă. Sigur nu mai aud? Ți-ai pus fațete? Mai fă-i un test. Trebuie să ghicesc ce spuneți, da? Gata, da, hai. Da, nu vă aud nici eu, că suntem pe același canal. Nu vă aude. Camara? Camara ai zis? Nu, Arabela. Anișoara? Nu. Alexandrina. Adelina. No. Alexandrina. Deci prima, a doua, n-aghită. Angelina. Angelina. Opa! Opa! Bun. Angelina. Augustina. Augustina. Da, dar și tu vorbești prea citesc. Asta nu-mi place. Păi și cum să... Vorbești prea citesc. Zi-mă că ești bea la... Păi citesc pe buze, e simplu. La media. A? Deci asta nu. Asta n-ai zis. Asta nu. Îți zile din una. Barbara. Amara, mamara. Amara. La Amara. Mara. Nu. Brândușa. Georgiana. Wow, pe aproape. De unde ești? Aproape a nimerit-o pe asta. Brândușa, Georgiana. Brândușa, Silvia. Ia. Așa.
Dar eu nu mai... Carolina. Mai zi o dată. Mai zi o dată. Carolina. Aurelia. Wow. Aurelia Petrache. Aurelia Petrache, așa o să numesc. Numai Aurelia. Dumbrăvița. Dumbrăvița. Ia-te, bă, pe asta. Wow, John, asta o să-i placă lui George, sigur. Aici. Ia zi, mă, merge Bordea asta? Merge perfect. Merge, Eleonora. Leonora. Eleonora. Eleonora. Da. Mata, da. Mamă, de mai încercăm, bubuie cap. Păi, dar nu, că băiat... Mamă, cum și distorsionează. Hai, Elefteria. Elvira. Opa, dar nu e rău. Nu era, era bă. Fabiana. A? Ce tare e, a? Fabiana. Fabiana. Da, nu e rău. Ai înghicit? Câte ai înghicit? Ia. Eu nu știam, toată lumea îmi zicea că vorbesc susâit. Acum am o dicție perfectă. Cum dracu? Dar că mai e vreo 240, stai așa. Nu, citesc pe buze. Da, pe buze. Ivona. Ivona. A, stai mă că ți-ai spus că... Mi-ai făcut-o. Așa. Hai. Hortensia. Wow. Cum? Bă. Nu știu. Hortensia. Hortensia. Dacă zic prea explicit, să vede. Irma. Emma. Da, gata, gata, că mă dor urechile. Păi am ajuns abia la I. Dă-l un pic mai încet. Dă-l un pic mai încet. Îmi crapă urechile, ce ai? Mai încet. Nici în studio nu trag așa tare cu căștile. Mai facem? Hai că mai avem 5-6. Zi. Jasmine. Jasmine! Bun, da. Ia zi și tu, Johnule, că poate la mine nu mă nimerești. Ia zi, Lizu. Ia de aici, în jos. Păi de ce? Unde ți-am încercuit eu? Crezi că mă... Ia. Lucreția. A, te avea deschide gura. Păi ce am zis? Lucreția. Justina. Nu. Așa zice noi de multe ori. Stai așa. Abia, abia deschide gura. Margareta. Margareta. No, păi el nu-l ghicesc. El nu deschide gura. Eu am ghicit Margareta. Deschide gura, Doriane. Deschide gura. Ca de Crăciun când mănânci cârnați. Mirabela. 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 Ia și tu, mă, de la Mirabela. Și tu, Bordea. Hai că ăsta e actor de-al tău. Pe tine nu te ghicesc. Ia ești șmecher. El e șmecher, rău, Dorian. Ce șmecher. Ia să da. Ah. Ia să vedem. Tu cât deschizi gura, ia. Medea! A? Medea! Ce prost e! Melia! Melia! Mia! Burana! Iuliana! Petronella! 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 Eu cred că tu le schimbi, nu le pocești. Schimb. Nu le schimb. Petronella! Pestorella? No. No, no. Așa ne facem toate pauzele de publicitate. Mai am. Hai, deci te-ai apucat, mă, de stand-up. Petrina! Petrina! Bă, la, da, mai prinse. Virginia! Felicia! No. Viviana! Viviana! Da? Yakira! Yakira! Parcă ești Jim Carrey. E că e simplu ăsta. Yakira! Andrea! No. Zaira! Talia! Zaira! Nu știu, nu știu. Eufrosina! Eufrosina! Asta e japoneză? Asta e în japonez, dă-l încoace să vedeți ce a ghicit. Aulea, a râs cu lacrimi, băi, băi, a ghicit... Când faci tu un copil Bordea. Petrina a ghicit de acolo. Ai, facem ruleta de nume. Deci, ai ghicit Angelina. Hai, lasă, nu mai știu cât ai ghicit. Păi le spun eu. Angelina, Augustina, Dumbrăvița, Dumbrăvița Eleonora, mergi. Fabiana, Hortensia, Jasmin și mai jos, de la tine n-a ghicit nimic. Petrina... Petrina. Nu. Da, Petrina. Așa. Și Viviana, parcă. Viviana, da. Și Viviana. Ia zi, facem ceva cu numele astea? Dumbrăvița, Dumbrăvița. Eu zic că no, Dumbrăvița... Mai scurt, așa, știm. Să-l sunăm pe George, să vedem ce părere despre Dumbrăvița. Mai scurt și să fie două, Angelina Bălan Burcea. Angelina Bălan Burcea. Nu e Angelina, Angelina e o doamnă care se ocupă de călătorie. Unde îți faci bluza la doamna Angelina? Dumbrăvița. Nu e... Înțeleg că e acum, de dincolo de glumă, lui George vrea Georgiana? Nu, nu neapărat, nu.
Așa am. Eu vreau un nume scurt, frumos, cum e ăla, și încă un nume de sfânt. Și am căzut de comun acord să găsesc eu unul și el unul. Păi să zic și un nume care mi s-a părut interesant. Știam eu că vrea ceva, Georgiana sau Georgeta? Georgeta e mama lui, dar nu vreau Georgeta. Și nici vrei să spun un nume care mi s-a părut interesant, l-am auzit la o fetiță, e foarte rar. Ima. Ima e frumos. Ima! Foarte frumos. Păi da, mă, da, Ima e... Ima înseamnă în izraeliană mamă. Da, da, este, da, e de ceva de etnie, cred, ebraică. Dar sună genial. Ima. Deci înseamnă da. Ima? Foarte frumos. Eu am rămas fermecat. Ima mi se pare atât de frumos. Ima? Da. Ima. E școala noastră de televiziune. Da, da, asta rămâne. Nu știu, e școala de televiziune, Intag Media Academy. Da. Înseamnă tata. Aba e tata, Ima e mamă. Cum ai zis, mă, Ciprian? Edra, cică. Edra. 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 Ima, Ima, nu gata, am rămas. Dacă vrei, Ima, Ima, Andere, Andere, Ima, Ima, știi cum e. Nume, nume scurt, nume scurt și după aia sfânt, nu? Ima. Ada Boca. Nu, e prea rusesc, Irma. Ada Boca. Ada și Arsenie Boca. Ada Boca. Ada Boca. Păi, fain. Ada Boca, Burcea, Bălan. Ada Boca, Burcea, Ada Boca, Burcea, Bălan. Cine vine acum? Ada Boca. Băi, nu, hai să, hai să ne gândim altfel. La primul nume, cine a câștigat? Ia. Eu. Propunerea cui? Propunerea ta, nu? Nu, eu am venit cu Hai Maia. Hai să fim altruiști. Lasă-l pe el de data asta. Nu, eu am venit cu Maia și l-a venit cu Ela. Ela înseamnă torță. A, păi uite, puteți să faceți așa. Așa facem. Luați un nume pe care îl vrei tu și unul pe care... Și o să iasă... O să iasă... Smărândița... tu zici Ivona, îți place, nu? Aoleu, Mia, Ava, Ema. Și, cum ai zis? Ima. 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 Hai că sau... Smărândița Ima. Vato. Nu, dar eu cred că el glumește Vato. Cu mine. El glumește și mă ține în suspans și la final o să vin așa cu un nume și o să mă dea pe spate. Smărândița. Sigur glumește. Că l-am așa. Rugat, hai să facem vlog și numai în glume m-a ținut pe vlog. Cam da, trebuie să găsiți, adică serios, da. Adică trebuie să vă hotărâți cumva. Dar nu ați primit sugestii la comentarii? Ba da, 1200 de sugestii. Bun, nu? Am primit încă, mai aștept. Ok, bravo. Da. Păi dar asta e mișto că știi, nu știi de unde sare o chestie exact. Care... Deci fii atent, avem un cuplu. Foarte tare. La 1272 așteptăm mesajul noastră cu data nașterii pentru Samsung. Avem un cuplu care are o contradicție acasă pe numele fetiței tale, cuplu respectiv. Eu și iubitul meu ne-am gândit ca pe fetiță să o cheamă, să o cheme Abigail. Abigail. Abigail, but Abigail. O seară hard. Plăcută, vă urmărim cu drag și revine și zice: eu și iubita mea ne-am gândit ca pe copii, pe fetiță să o cheme Ildi. O seară plăcută. Iubita mea e aia cu Abigail. A venit și el cu propunerea lui, nu? Da, deci cu întâi a dat Ildi doamna sau și după Abigail? Aia doamna. Domnul. Ildi și Abigail. Cam... exotic. Încurcate, da, pentru. Exotică situația. Da, îl dipare de la Chiurtoșcolac de acolo. Cosmopolit, așa. Abigail Burcea Bălan. Abigail, da, da, pare, da. Pare o scriitoare de science sau el de Burcea Bălan. A fost o joacă de-a noastră până la urmă. Te mișcă, zice, a, vorbiți de mine, exact. Ce ziceți de mine? Nu vrem să ajungă chiar subiect principal așa. Agnes. S-o chiar putem să spunem cât un nume și să așteptăm până lovește. Până dă cu picior.